Nu cred că mai e un secret pentru nimeni. Avem un market share de peste 75% în zona de underwriting de asigurări auto. Și asta ne dă oarecum un sentiment empatic cu piața. Mai mult decât atât, voi începe cu concluzia aici și voi spune că chiar dacă domnul Constantinescu și domnul Cabat au fost oarecum în dezacord la un moment dat, susțin ideea de contracție minimă la limită de -5-6% pentru 2011, iar argumentele pro și contra, dacă îmi permiteți, vi le voi enumera pe scurt. Volumele au scăzut pentru că din 5,3 milioane de mașini, aproximativ cât e parcul auto în România în acest moment, s-a înregistrat o creștere de la 840.000 la 935.000 de vehicule neutilizate sau vehicule care pur și simplu nu participă la trafic, care nu intră în zona de asigurare, nu intră în zona, nu știu, de servisare, mentenanță și așa mai departe. Mai mult decât atât, programul Rabla al Guvernului din 2010 a fost un semi-succes și vă spun că a fost un semi-succes pentru că chiar dacă ei au vrut 3 certificate la o mașină, au fost de fapt un pic mai mult de 4 certificate la o mașină datorită certificatelor rămase neutilizate. Vor continua să scadă vânzările de mașini în Q1 în 2011, mașini noi vorbim, și nu neapărat trebuie să ne uităm și la volumele mari de mașini sau de contracte terminate înainte de termen de către societățile financiare, atât de leasing cât și, nu știu, credite bancare care aveau o garanție, un autoturism, care în acest moment zac prin diferite parcuri și care nu au asigurare atât facultativă cât și cât nici obligatorie. Mai mult decât atât, cum sublinia și domnul Axinte mai devreme, exceptând partea de exporturi ale Dacia, pe care eu totuși sunt în asentimentul domnului Stoica și cred că exporturile ajută România, au fost mașini care au plecat din România, atât mașini raportate ca vânzări noi, exceptând Dacia, v-am spus, și producția locală, cât și mașini reposedate sau terminate de companiile financiare contractele mai devreme, care la fel au luat drumul Europei. Există și o parte pozitivă. Partea pozitivă este realizarea de către importatori și rețelele de dealeri a importanței business-ului de second hand, implicarea importatorilor în garantarea pentru companiile de finanțare a unei valori minime reziduale, implicarea dealerilor din ce în ce mai activă în zona de vânzări și tranzacții second hand, și asta aduce un plus pentru că o mașină pleacă cu garanție de acolo și dacă pleacă cu garanție, invariabil consumatorul care este educat și a ales acest tip de achiziție și nu din piața liberă, va alege și o asigurare. Voi trece din nou în zona de, de fapt, voi sta pe zona de pozitiv și încă o dată fac referire la domnul Stoica și la părerea grupului Unica. Eu personal, poziția mea, cât și grupul Eurotax Class, cred în România, cred în Rabla în 2011, chiar dacă va fi din nou un semi-succes, chiar dacă vor fi din nou 4 certificate sau 3,5 certificate pentru o mașină nouă. Cred în servicii de garanție extinsă, cum așa produs anunțat de exemplu de domnul Cristian Fugaciu, liderul Marș, la conferința ALB acum 3 luni de zile. Și bineînțeles, încheierea în zona asta de underwriting va fi pozitivă. De aceea, deoarece cred la fel ca domnul Cabat în oportunitățile pe timp de criză. Cred că există posibilitatea să ne dezvoltăm și să creăm produse noi mai adaptate pieței în acest moment. Dacă vorbim strict și scurt pe zona de daune, din păcate aici suntem pesimiști, la fel ca și colegii noștri. Chiar dacă atât noi, cât și Audatex-ul, cât și, de exemplu, doamna Boghean, care stă în fața mea, au încercat să aducem în prim plan
toate canalele de distribuție sau de vânzare pentru piese și subansamble, că vin ele din rețelele francizate sau vin din zona alternativă de furnizori de piese sau, în cazul doamnei Boghian, din Asociația Dezmembratorilor, care, din câte știu eu, deține un număr mare de certificări TUV în rândul membrilor, există soluții de control și îmbunătățire a activității de daune. Dar, din păcate, părerea mea, și cu asta închei, e că soluția nu va fi niciodată dauna, ci soluția va fi creșterea vânzărilor. Nu putem să scădem daunele la nesfârșit. Atât timp cât vânzările scad, degeaba scădem și daunele, pentru că la un moment dat nu vom mai avea ce să mai facem, la ce să mai facem daunele.